Bună ziua, dragii mei, eu sunt Meme, bine ați venit, bine v-am regăsit. Ca de obicei, vă întâmpin cu multă căldură, cu multă iubire și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Să vă povestesc înainte de toate o întâmplare amuzantă, căutam cărțile pentru etalarea de astăzi, pentru vibrația cifrei 1 și mi se ascundea magicianul. Cred că am petrecut 2 minute răsfoind cărțile, treceam efectiv peste el și nu îl vedeam. Drept urmare, primul mesaj fulger este acela să fiți atenți, să nu fiți foarte grăbiți, să vă scape ceva din vedere. Acum să începem citirea oficial, dar mi-a fost teamă să nu uit. Deci, vedeți că este o energie din aceasta mutabilă, pentru că avem magicianul. Bine ai venit 1 februarie! Bine ai venit, magician! Magicianul este potențialul nostru creator de a realiza absolut orice. Încrederea din noi că putem depăși orice fel de obstacol. Ochii pe rezultat și încrederea că îl putem atinge. Este o persoană inteligentă. Este o persoană care poate manipula realitatea și energia astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Este forța divină din noi care are la îndemână întreg arsenalul pentru a manifesta dorința. Totul este posibil. Din nou, continuăm cu seria portalurilor de manifestare în viața noastră. În Lenormand avem călărețul. Călătorul, cum vreți voi să-i spunem. Aici, această carte poate simboliza așa. O călătorie, vești care vin acum, lucruri care acum se întâmplă, lucruri care în sfârșit se întâmplă, comunicare pe care mi-o doresc acum are loc, o mașină, un mijloc de transport, o călătorie, o reușită, o persoană care nu-și arată vârsta. Și mesajul combinat din aceste două cărți poate fi următorul. Manifest o mașină. Sau atenție la mașină să vă asigurați că totul este în regulă în cazul în care șofați. Manifest comunicarea pe care mi-o doresc. Mă îndrept către un rezultat pe care știu că îl voi obține, am încredere că îl voi obține. Nu este o zi a speranței, este o zi a încrederii în capacitatea mea interioară, în inteligența mea, în sclipirea mea unică și originală de a face lucruri, să fac lucruri. Aici călărețul ne mai spune că sănătatea noastră se ameliorează, că ne simțim bine. Că avem remedii de orice fel la dispoziție pentru a ne simți bine. Este o vibrație care ne susține la nivel de intenție. Este o zi în care dacă nu materializăm realmente, pentru că este o provocare să lucrezi cu energia și să te concentrezi pe anumite lucruri, măcar să ne facem un plan, să ne trasăm niște intenții care au legătură cu ceea ce dorim noi să facem de acum înainte. Proiecte noi, serviciu nou, șansă care vine către mine, o persoană nouă se îndreaptă către mine. Persoana poate fi aici, eu pot fi aici, dar cu magicianul pot face ca drumurile acestea să se intersecteze. Poate fi și cineva din trecut, este energie masculină. Sunt semne de foc aici implicate, dar mai presus de toate sunt semne de aer. Și mai exact de atât, gemeni. Să vedem mai departe ce mesaje mai avem. Pentru vibrația lui 1. Cifra zilei poate fi împărăteasa. Pentru că am 1, a doua. De asemenea, împărăteasa manifestă comunicare bună. Comunicare bună în sensul că dacă ajung să discut cu cineva, cel puțin știu, indiferent ce iese din comunicarea noastră, eu acum știu, am claritatea de care am nevoie să merg mai departe.
să îmi invit fricile la ceai, să stau față în față cu fricile mele, să îmi confrunt fricile și să mi le stăpânesc, cel puțin să le iau la cunoștință. Poate unii dintre voi, în această zi minunată, sub această vibrație de 1, aveți curajul sau intenția să vă liniștiți, să vă aduceți claritate la nivel mental, dar și emoțional. Este o zi în care nu trebuie să ne fie frică. Unii dintre voi aveți poate teama de a șofa sau alții dintre voi aveți teama că poate ceva la automobil, ceva la mijlocul de transport nu funcționează bine sau că poate există vreo întârziere. Există posibilitatea cu Mercur aici pentru că Mercur guvernează transportul. Pot apărea într-adevăr și întârzieri ale mijlocelor de transport sau neprevăzutul. Și este o carte care ne spune să fim atenți și să conștientizăm binecuvântările din viața noastră. Fluturii aceștia sunt evenimentele pe care noi le-am tot avut de-a lungul timpului, dar fluturele simbolizează transformare. Mai exact, în orice rău este un bine și în orice bine este un rău, pentru că trăim în dualitate. Astăzi vorbim despre ce ai bun în viața ta. Ce ai bun în viața ta? La asta trebuie să ne concentrăm. La binele pe care îl avem. Mergem mai departe cu arsenalul. Îmi place mult magicianul, dar atenție! Atenție că în literatura de specialitate îi se spune the trickster, cel care păcălește. Afecțiune. Este o zi foarte bună pentru mine să îmi exprim afecțiunea. Afecțiunea față de copii, poate, afecțiunea față de persoana iubită și această acțiune a mea de a exprima dragostea pentru că am taurul aici, poate să îmi reflecte înapoi cu foarte multă claritate și exactitate situația în care mă regăsesc și cel puțin acum știu. Am 12 aici care spune închid un cerc astrologic, adică fac un tur al emoțiilor mele, poate plâng, dar îmi șterg lacrimile și văd partea bună a deznodământului pe care îl întâmpin. Să vină binele în viața noastră, dar să ne iubim așa cum suntem, cu bune și cu rele, căci toți avem o umbră. De asemenea, aici, aceste două cărți mai pot spune că pentru noi, în viața noastră, vin binecuvântări. O creștere a venitului sau putem obține, putem începe o discuție despre o avansare la locul de muncă, putem aplica pe internet, în online, la locul de muncă, putem discuta cu cineva pentru schimbarea locului de muncă, putem primi vești dacă așteptăm în legătură cu finanțele, în legătură cu locul de muncă, în legătură cu o achiziție pe care vreau să o fac. Pentru că Mercur înseamnă comerț. Iertați-mă, dar v-am spus, îmi place atât de mult magicianul. Să discutăm. Prin puterea lui Mercur gândim, comunicăm și ne exprimăm. Iar aici avem următoarele lucruri scrise. Interesat. Conversăm mai mult. Aștept un mesaj care vine. SMS, telefon, mail. Ia să vedem ce începe astăzi.
Nu vă sfiiți, dacă vreți să vorbiți cu persoana la care voi vă gândiți și nu sunteți în contact, fără reținere, măcar știți, măcar știți. Apreciați-vă. Nu înseamnă că vă scade valoarea, nu înseamnă că, nu știu, vă puneți într-o lumină proastă. Deloc. Serviciu. Ocupația mea de zi cu zi. Pot manifesta un serviciu nou. Pot manifesta venituri suplimentare. Pot începe un proiect la care țin foarte mult. Ceva ce îmi place, ce îmi face plăcere, ce mă ajută să cresc, să evoluez. Pot înființa o firmă. Pot rezolva statutul unei firme. Pot obține efectiv o ștampilă, acte, o parafă, o viză. Viză de călătorie. Mă pot reloca, îmi pot schimba domiciliul. Este o zi bună pentru a închiria un imobil. Știți că astăzi vorbesc mult, eu am luna în gemeni și mă gâdilă așa energia, mă simt ca un copil astăzi. Dacă vreți să obțineți ceva astăzi, folosiți-vă de umor. Folosiți umorul. Umorul e sănătos, umorul vă ajută. Și nu numai umorul, autoironia. Invitați-vă fricile la ceai. Și vă va face bine. Să vedem la relație ce avem. Avem pentru unii dintre voi apatie sau nevoia de a vă retrage puțin în sânul familiei pentru a vă regăsi, pentru a vă reevalua sentimentele. Sau poate vă sfătuiți cu familia pentru o direcție anume, o direcție în care voi doriți să investiți. Alții dintre voi știți că s-ar putea ca familia voastră să vă respingă. Nu știu de ce am spus asta, nu livrez de obicei vești proaste, dar dacă așa am simțit și așa mi-a venit mesajul, vi l-am spus. Să respingă o idee, poate o idee legată de persoana pe care voi o iubiți. Pentru alții dintre voi, poate ați ajuns la concluzia că nu se mai poate face nimic pentru familia aceasta. Iar pentru alții dintre voi, nici măcar nu vedeți un potențial înainte de iubire. Dar aici există cineva care se uită către voi înapoi cu regret și cu regret din suflet, simte acest regret, că s-a izolat de familie, iar acum cugetă, analizează, dar realizează că are sentimente pentru voi. Este cineva care evoluează, să știți, se transformă precum fluturele. Să vedem. Mă intrigă și pe mine. Pentru 4 de cupe, clarificarea este... Am două clarificări. 8 de spade și puterea. Cineva este îngrijorat că nu mai reprezintă o autoritate în viața voastră sau că nu mai are același efect în viața voastră. Aici cineva a avut un orgoliu copilăresc, un orgoliu imatur, iar acum regretă. Casa. Cineva o energie masculină. Și vedeți aici că am aceeași temă cu cea a oglinzii de la afecțiune. Cineva nu și-a exprimat afecțiunea față de voi și acum regretă. Cineva este într-o poziție vulnerabilă acum. Se stresează foarte tare pentru că s-ar putea să fi realizat că nu mai au loc în sufletul vostru. Cineva astăzi poate realiza
că s-ar putea să nu mai însemne nimic pentru voi. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți cumva stresați, că nu știți nimic, nu aveți nicio veste de la persoana iubită, să știți că acest gând vă împiedică manifestarea. Aici cineva vine, dar vine transformat către voi. Cineva s-a schimbat, cineva s-a transformat, cineva a căpătat o viziune de ansamblu, cineva și-a confruntat fricile, cineva și-a confruntat trăirile și a realizat că are sentimente pentru voi. Mai departe, pentru 10 de monede, zece de cupe. Dragii mei, manifestați pe cineva care poate fi împlinirea voastră supremă. Fie dacă sunteți separați, cineva realizează ce greșeală a făcut că a ieșit din conexiunea cu voi, fie veți manifesta pe cineva nou, alături de care veți cunoaște iubirea adevărată. Vă transformați și voi și ei. Pentru pusnic, asul de spade, ceva concret, cineva clar pornește către voi. Voi manifestați pe cineva. Aici am telepatie, aici am determinare, am claritate, am iluminare, am glanda pineală. Cineva v-a mințit, știți că povestea lui Pinocchio și a lui Geppetto, de fapt, au legătură cu glanda pineală. Conul dintre ochi, Pinocchio, de la ochi în italiană. Cu cel de-al treilea ochi, cineva realizează ce greșeală a făcut. Mare regret are această persoană. Mare regret. În egală măsură aici, asta înseamnă noutate. O idee. Vă poate veni o idee cum să faceți să intrați în comunicare cu persoana iubită. Sau vă vine o idee în familia voastră despre cum să aduceți îmbunătățiri, despre cum să evoluați, cum să duceți relația la un nivel mai bun. Pentru cei singuri, în acest moment, dacă voi vă trasați intenții clare, dacă voi înlăturați frica, teama de singurătate, orgoliul și tot ce am vorbit mai devreme, puteți manifesta pe cineva care să fie parte din evoluția voastră în această viață. Manifestați pe cineva sincer. Fie revine din trecut, fie cineva nou se îndreaptă către voi și acest lucru trebuia să se întâmple. Toate celelalte opțiuni trebuiau înlăturate pentru ca această nouă oportunitate să se manifeste în viața voastră și să vă aducă bucurie. Nu este vorba despre un trio amoros aici. Evident, poate fi vorba, dar nu este o manifestare a unui trio amoros. Sau s-ar putea să acceptați astăzi unii dintre voi o relație fix așa, care vă face vulnerabil, în care sunteți trei, nimic de judecat aici, dacă așa se poate și iubirea e mare, fiecare își asumă viața, dar aici văd bucurie. Văd bucurie și eliberare. Eliberare. Cineva vrea să își elibereze sufletul de o povară, de niște gânduri, iar discuția dintre voi doi acum, când se va întâmpla, dacă o materializați, va fi o eliberare de suflet pentru amândoi și fie ajungeți la un numitor comun, la o familie fericită, fie cel puțin știți și fiecare are loc să-și manifeste iubirea separat. Mai departe, la nivel financiar avem luna, 6 de spade, 7 de monede, 4 de băte. La nivel financiar, simțiți că ați stat prea mult într-un loc și că v-ați plafonat, v-ați pierdut bucuria, v-ați pierdut entuziasmul, simțiți nevoia de o creștere, simțiți nevoia de un nou parteneriat sau simțiți nevoia de ceva nou în viața voastră. Văd că unii dintre voi
Stați pe gânduri, analizați dacă să faceți ceva în plus pe lângă ceea ce deja faceți pentru a vă crește veniturile, dar aici vorbim despre capacitate intelectuală. Vreți parcă să vă îmbogățiți cunoștințele. Văd conversie profesională. Alții dintre voi așteptați manifestarea unui bonus sau așteptați un rezultat, un răspuns oficial, oficial, cu bucurie. Așteptați un răspuns. Răspunsul, dacă îl așteptați acum, este unul pozitiv. Asta indică cartea din Lenormand. Vești pozitive. Pentru lună, regele de băte. Veți fi mulțumiți de rezultatul pe care îl aflați. Vă dă putere. Unii dintre voi așteptați o promovare. Indiferent ce înseamnă asta, nu înseamnă că de mâine sunt șef. Puteți avea o responsabilitate în plus care să vă aducă și câștiguri în plus. Și Marea Preoteasă, care vorbește despre voi știți ceva, parcă ați aflat o veste sau poate că nu știți ce vreți aici. Unii dintre voi nu știți ce vreți, dar știți că vreți să evoluați și atunci tema zilei este acționează. Gândește-te clar ce vrei, magicianul este el păcălici, dar este inteligent. Marea Preoteasă este tăcută, ea știe și nu spune. Adică aici misterul acesta, confuzia aceasta, lipsa de bucurie la serviciu, înseamnă și un fel de apatie, da? Găsiți-vă sensul, găsiți-vă drumul. Vă puteți schimba ramura profesională, vă puteți schimba serviciul, să faceți cu totul și cu totul altceva. Se pregătește o schimbare aici la nivel profesional pentru voi. Văd niște bijuterii din aur pe care vă întrebați dacă le recuperați. Nu mă întrebați cum și în ce fel. Sau o pereche de cercei. Poate rezonează cu cineva această informație. O pereche de cercei primită cadou de la această persoană, poate o moștenire lăsată de cineva din familie sau cineva mi-a dăruit o pereche de cercei. Dacă am auzit, am văzut așa mesajul, așa vi-l spun. Hai să mai iau și aici o carte oracol. Ce este cu energia de aici? Ce vești pot apărea? Vești despre închiderea unei situații în care sunteți, niște vești corecte, da? Primiți niște vești corecte, ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Așteptați o decizie. Nu știți cât mai durează, ați avut suficientă răbdare, s-ar putea să mai aveți un picuț de răbdare, dar vestea va veni. Da. Bun. La nivel de stare emoțională, iar Marea Preoteasă vă neliniștește acest dubiu. Acest dubiu. Aveți foarte multe gânduri care vă neliniștesc în legătură cu serviciul vostru. Ce se întâmplă la serviciu aici? Oare se fac disponibilizări? Sau vă întrebați dacă să plecați sau nu? Sau poate trebuie să plecați neapărat și nu știți încotro? Nu vă faceți griji pentru că vă găsiți serviciu. Patru de băte aici spune, mă bucur, intru într-un alt parteneriat, adică îmi găsesc alt serviciu pentru care semnez acte. 30, împărăteasa, da? Să ne amintim ce a fost pe data de 30. Îmi găsesc un serviciu, se naște o nouă oportunitate pentru mine. La nivel de sănătate, aveți grijă că vă răpun gândurile, văd o stare ușoară depresivă, o lipsă de chef de viață. Iar aici am aceeași temă ca aici. Moartea vorbește despre o perspectivă, o percepție a mea. Eu văd astăzi lucrurile într-un anume fel, dar mâine este o altă zi, este o altă șansă.
văd credința. Unii dintre voi aveți de lucrat la credință. Reconectați-vă cu sufletul vostru și cu încrederea. V-ați pierdut încrederea, vă înțeleg. Dar deconectarea de la credință, deconectarea de la sufletul vostru, asta înseamnă depresia. M-am deconectat de la rădăcini, m-am deconectat de la familia mea, m-am îndepărtat poate de locurile natale și nu mă simt bine. Mă simt singur sau singură pe meleaguri străine. Faceți o vizită în țara de origine. Planuri. Faceți planuri. Uite, cineva aici face planuri să schimbe mașina, vedeți? Alții fac planuri de călătorie. Este o conjunctură în care puteți să plănuiți ceva care să vă redea bucuria de a trăi. Planurile pe care voi le aveți acum, gândurile pe care voi le aveți acum, trebuie schimbate, trebuie să vă clarificați mintea, trebuie să vă schimbați starea, să găsiți o bucurie în ceva, pentru că lucrurile se îmbunătățesc. Să aveți grijă de voi. Pajul de bâte, intenții. Intenții, să știți că cred că ați așteptat foarte mult după un rezultat și asta vă macină. Poate fi un rezultat medical sau poate aveți o condiție medicală care vă dă bătăi de cap de foarte mult timp sau poate ați fost reținuți într-o anumită locație, într-o anumită situație prea mult timp. Pajul de bâte spune că repede se vor debloca lucrurile, că trebuie să depuneți și voi un pic de efort să faceți ceva. Să vedem ce anume facem aici. Ce puteți face? Cu ce are legătură? Doi de bâte. Clarificare. Să plecați. Să mișcați lucrurile. Optul de cupe lasă în urmă durerea, lasă în urmă tristețea, lasă în urmă depresia și se reîntoarce la doiul de cupe. La iubire, la suflet, la credință și pajul de bâte. 5 de monede. Mă simt singur. V-ați deconectat, v-am spus, întâmplările pe care le-ați traversat probabil recent sau poate această provocare de la serviciu v-a deconectat de la bucurie. Nu găsiți bucurie în nimic. Cavalerul de bâte. Ba, da, repede se vor rezolva lucrurile. Repede se vor rezolva. Dacă așteptați vreun rezultat, nu vă îngrijorați că îl veți primi. Unii dintre voi poate aveți nevoie de o locuință nouă. Veți primi. Dacă nu găsiți imediat locuința, găsiți ajutorul, găsiți unde să dormiți. Nu vă îngrijorați. Aveți încredere. Uite, șansa. Aveți încredere. Veți rezolva lucrurile. Unii dintre voi trebuie să vă împământați, să vă ancorați, să puneți steagul undeva. Nu știți așa cumva unde vă duceți, cui aparțineți. Sunteți într-o continuă stare de confuzie. Iubitul. Aflați vești de la persoana iubită care vă bucură sau puteți să le scrieți voi pentru că asta vă aduce bucurie în suflet. V-am spus, măcar știți. Sau niște vești bune vin către voi. Poate faceți rost de bănuți pentru o mutare, pentru ceva ce aveți voi nevoie acolo. Speranța. Speranța și încrederea. Nu vă pierdeți nici încrederea, nici speranța, pentru că magicianul are puterea să aducă în concret absolut orice. Absolut orice. Totul este posibil cu magicianul aici.
Am uitat de cărțile astrologice, le iau acum. Casa noua. Casa credinței, casa orizontului îndepărtat, casa extinderii, casa studiilor înalte, casa profunzimii, casa spiritualității, casa credinței. O călătorie, poate o călătorie sau poate ceva v-a ținut în loc să nu avansați, dar acum puteți avansa în carieră, poate unii dintre voi, către omul iubit, poate pentru alții dintre voi. Dar casa noua înseamnă spiritualitate, este casa lui Jupiter care acum este în berbec și berbecul este inițiatorul, este cel care are curaj, pleacă înainte, nici nu așteaptă startul și obține ce vrea. Capricornul, acum, în acest moment. În acest moment. Nu o luați ad literam că această carte nu se adresează doar Capricornului, dar Capricornul este arhetipul celui care are totul sub control. Așadar, dragii mei, aveți totul sub control să manifestați ceea ce vă doriți. Nu vă pierdeți încrederea, nu vă pierdeți nădejdea. Amintiți-vă că vibrația zilei din umbră ne veghează împărăteasa care naște oportunități. Dacă îmi doresc, lucrurile se întâmplă, dar trebuie să mă ridic din pat. Bun. Ca semne astrologice avem așa, rac, avem vărsător, toate semnele de aer, pești, leu, gemeni, pești, fecioară, fecioară și scorpion la relație. Semnele acestea sunt cardinale, mutabile și fixe, adică va trebui să vă adaptați în relație, să nu rămâneți fixați pe o idee, în rutină. La planul financiar avem leu, pești, leu din nou, fecioară, vărsător și pești. Iar la starea emoțională și sănătate, toate semnele de pământ, berbec, taur, pești, berbec, berbec, gemeni, scorpion, pești și fecioară. Aici am multă energie de berbec, exact cum v-am spus, acțiune. Măcar trasați-vă un orizont, un scop, un sens, un țel. Regăsiți-vă sensul de a fi înainte de toate. Talismanele. Trezirea. Trezirea. Uitați. Op. M-am lovit. Trezirea. Speranța că lucrurile se schimbă, fluturele. Că vă puteți odihni. Că nu veți mai sta așa în stres. Un leu. Forță, vitalitate. Relaxare. Că situația se relaxează. Frumusețe și să cred în iubire. În iubire, în credință și să cred, pur și simplu, credința de a fi. Lucrurile sunt fertile, lucrurile se îndreaptă către o direcție bună. Și o inițială A. Începe de la început alfabetul. A, am energie. Un copil, poate vă îngrijorează un copil în toată povestea asta, dar puteți ajuta pe oricine aici, are provocări. Este un moment bun să vă odihniți. Avem ca semne astrologice pești și balanță. Venus în pești, vindecarea mea interioară în relația mea cu ceilalți, balanța.
Și ancora, v-am spus, trebuie să vă ancorați, să puneți steagul. Știți cum spunea vrăjitorul acela Gandalf în Lord of the Rings, "You shall not pass." Pe aici nu trece nimeni. Eu am pus steagul aici, eu aici sunt stăpân. Pe sufletul meu sunt stăpân, pe viața mea sunt stăpân, mi-o asum. Mi-o asum. Eu sunt creatorul, eu sunt magicianul. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Am vorbit mult astăzi, ca de obicei. Să fiți bine, să fiți sănătoși și, nu în ultimul rând, să vă iubiți, să vă iubiți. Vă îmbrățișez cu drag, să ne reauzim și data viitoare la fel de bine. Pa, pa!